Deșteptarea. Bun, v-am promis că vorbim despre o temă foarte interesantă, pentru că s-a cam săturat lumea de Tinder, de Badoo, ce doamne iată-mă, de aplicații de dating ori mai fi. Voi aveți vreo aplicație instalată de curiozitate? Tinder-ul l-am închis săptămâna trecută, nu mai puteam. Nu, serios, aveți vreo aplicație de dating instalată? De curiozitate? Noi fiind căsătoriți... De curiozitate. De curiozitate, s-au mai văzut cazuri de foști miniștri căsătoriți care erau pe Tinder sub alt nume, dacă înțelegi. Nu, n-am. Bun, deci să știți că... Early adopter la tot, mai puțin la astea. Dar recunoaștem fenomenul. Dar înțelegem necesitatea. Cei până în 27 de ani, adică generația Z, s-a cam săturat de aplicațiile astea, au zis gata cu conversațiile alea plictisitoare și de pe Instagram, de pe rețelele sociale, cu tu unde lucrezi, dar tu ce-ți dorești? Alea sunt mult, nu sunt la generația Z, sunt mai vechi de atât și să știți că acum iubirea se găsește la supermarket. Dar nu de cumpărat din vitrină. Sunt niște tăieturi de ribeye. M-am îndrăgostit pe loc. Fiți atenți aici, s-a creat un trend pe TikTok, unde în altă parte, în care te duci la anumite supermarketuri, dacă ești în Spania, că acolo se întâmplă totul, și în Portugalia, și între 7 și 8 seara îți iei un ananas, îl întorci cu fundul în sus, în coșul de cumpărători. Adică cu ciuful în jos. Ciuful în jos și fundul în sus. Și cum stă? Numai între 7 și 8. Numai între 7 și 8 seara. Și ăsta este semnalul că tu ești disponibil. Și mai este o regulă. Deci la 8-7 seara în supermarket în Spania e spectacol. Mergi și te distrezi, ți-ai făricele, că vin toți ciudații. Portugalia. Și dacă îți ciocnești coșul cu o persoană care și-a pus la fel ananasul invers, iese cu bătaie. Nu, asta înseamnă că s-ar putea să vă se intersecteze destinele, că și tu îți dorești să te intersectezi cu persoana respectivă. Deci trebuie să ciocnești căruciorul cu ananasul. Mă, din greșeală sau... Mă, Luca, fii atent. Dacă noi doi mergem la supermarket împreună și ciocnești super ăsta căruciorul de-al meu, vreau să ne unim destinele. Să nu stai departe, intru la bănuieli. Mai e o regulă, fiți atenți. Dacă îți pui ciocolată, arăți că e ceva ocazional, că ciocolata se consumă repede. Ai ciocolată lângă ananas sau în loc de ananas? Da, în coșul de cumpărături. Lângă ananas. Nu dai ciocolată. A, deci tu începi și construiești acolo. Nu te atingi de ananas, să-l lași acolo. Ai pus ananasul, ai dat semnalul. Ai dat semnalul. Vrei pe viață. Pui ciocolată. Dacă îți pui legume, ambalate, hopa, că pe alea trebuie să le gătești, să le bibilești, deci durează mai mult, este ceva mai serios. Dacă pui legume și ciocolată, înseamnă că vrei și o relație mai serioasă și încă una mai... Deci tu-ți dai seama că te duci cu tabelul. Știi, uiți, nu vă supărați că vreau să numai un pic să văd ce aveți în supă. Deci ce aveți în căruce, fia? Se bifează ananas, are legume. Da, bifăm legume. A ieșit țintarul, frate. Și-ți dai seama dacă ăștia... Hai să ciocnim un pic căruciorul. Ia vină-mi cu aia. Băi, tu ai ciocolată albă, ce-i cu tine? Tu vrei ciocolată neagră, nebunate-co. Întrebarea noastră este, te-i duce în supermarket să-ți cauți iubirea dacă ești cuplat la nivel teoretic, da? Deci doar teoretic, dacă ar fi să fii singur, te gândești la un moment dat, băi, Doamne iartă-mă, se întâmplă, nu știi niciodată unde te duce viața. Te-i duce la supermarket să faci treaba asta, dacă da, ce ți-i pune în coș? Nu neapărat ca să-l impresionezi, ci ca să dai semnale, știi? Dacă, uite, eu, de exemplu, dacă aș vrea o relație serioasă, mi-aș pune detergent în coș, cumva dai semnalul că vrei să speli rufele împreună, nu? Că e foarte serioasă treaba. Bun, îți pui un detergent. Deci că e o idee bună, adică știi că în discotecă te simți mai stingheră. Supermarketul mi se pare mediul cel mai potrivit să faci dating. Deci cum, Alexandra, ai pune-te ce ți-aș spăla ciorapii? Cum vine? Ce ne-am spălat ciorapii. Știi că e și o memă pe internet. În momentul în care ți atârnă slipii pe sârma de rufe, asta înseamnă împreună cu a lui, înseamnă gata, e serioasă treaba. Aha, asta e. Luca, tu ce ți-ai punem sifoane. Dar să știi că ăsta e un semnal foarte... E un semnal senzațional. Eu aș pune bidoane, dar nu știu dacă se înțelege. Mă înțeles. Mă scuzați. Tot așa pasager, nu? Pasager, eu altfel decât pasager, mă știi doar. Da, deci ce cerem? Deci sifoane și bidoane, am înțeles, băieți. Vrem mesaje pe tema asta? Vrem mesaje, da, dacă te duce la supermarket ca să te cuplezi. În cazul în care ai fi singur, Sau dacă chiar ești singur și se întâmplă treaba asta în România, te duci între 7 și 8 seara la supermarket. Deja ești nebună, ești și ce-ți pui în coș ca să transmiți un mesaj? Ce produs ți-ai pune în coș? Da. 0728 3D1 3D2. Cu ce produse am agățat în supermarket? Este festival de mesaje amuzante aici pe WhatsApp-ul nostru. 0728111222. Întrebarea este dacă te duci la supermarket să-ți găsești iubirea și dacă da, ce-i pune în coșul de cumpărători ca să dai semnal dacă așa e de relație serioasă sau nu. Chiar sunt curios. Am început cu Daniela, care spune că ar fi vorba despre o periuță de dinți pentru o relație serioasă. Da, periuța de dinți, într-adevăr, este acel obiect când care îți lași periuța de dinți, când îți lăsai periuța de dinți la ea, sau ea își lăsa periuța de dinți, știai că ai încurcat-o. Exact! Uite, Sergiu din Brașov, dacă o femeie își dorește ceva ocazional, își pune în coșul de cumpărători un mănunchi de banane. Iar dacă vrea ceva serios și de durată, își pune doar o banană. Da! E... Uite, neața bună! Eu aș pune în coșul de cumpărături cel puțin un copil, pe cel mic. Probabil dacă este mămică și este divorțată, să știe, se știe statutul, da. Să știe ce cheltuieli urmează. Bun, avem mesaj audio, spune Luca, nu? Dar am pierdut, să știi, uite unde este. 8:50 ia. Bună dimineața, mi-aș pune un carton de ouă și o bară de salam, să știe. Okay. Bună dimineața, poți să umpli coșul la supermarket de 4 milioane de trandafiri dacă n-ai două caserole de mici, vită, oaie și niște cărnați în mați, n-ai făcut nicio treabă, nicio treabă. Asta e un mesaj pentru doamne și domnișoare, înțeleg. Dar ce te faci dacă e de exemplu, vegetariană? Degeaba poți să spui tu... Dacă e vegetariană, asta e, nu te bagi, pur și simplu. Îți vezi de viață liniștit. Așa. Ce mai spun oamenii? Doamne, oamenii spun tot felul de tâmpenii. Alege și tu alea de poți date pe post. Uite, papuși de casă. Alexandra? Papuși de casă. Asta iarăși un semn că vrei o relație serioasă, nu? Vrei să-i dai papuși. Unul zice că, uite, Gabriel zice, aș pune în coș un pește și o caserolă de mici. Adică o invit la pescuit și la un grătar. Atât. Extra, activități extra. Se întâmplă, eu am făcut și filozofie. Și atunci pot să spun că oamenii, când primesc o astfel de temă, încep să patineze contactul cu... Fii atent, am agățat, fără să vreau, sincer să vă spun, bărbați fără verighete de la raionul cu mâncare pentru pisici. Ori am întrebat ce mănâncă pisica lor, ori ei m-au întrebat. E foarte ușor să te bagi în seamă sau să fii băgat în seamă acolo. Pisicile sunt foarte mofturoase, așa că mereu prinde bine o idee de la câte un străin. Ultima oară eram cu coșul plin de conserve pentru pisică și un băiat drăguțel s-a băgat în seamă că nu știe ce să-i cumpere pisicii, că dacă pisica mea mănâncă X, Y sau Z, ce fac? Și zic că și pisica ta, dumneavoastră, lasă mama, tată și icrele negre, dacă îi dai... Nu, aici nu înțeleg ce a vrut să zică pe final, dar e o idee foarte bună. Dacă ai animal de companie, te postezi la raionul cu mâncare. Am primit și confirmări din Spania că se întâmplă chestia asta, ne-au scris ascultătorii noștri. Probabil o să apară și expresii noi, gen, mamă, mi-a întors un ananas aseară. Deci mă jur că nu mai cumpăr ananas cu ciuf de la magazin. Mă bazez numai pe conserve de acum înainte. Uite, cineva ar pune în coș o factură cu suma la vedere. Foarte bună asta. Dacă... Bravo, măcar să știm, adică responsabilitate în primul rând, prieteni. Asta e factura, te bagi, fii atent ce avem aici. De împărțit. 8:54. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje. Mai vin aici pe WhatsApp, poate mai dăm câteva, dacă sunt bune, și ora viitoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.